A devenit o tradiție frumoasă când copiii claselor primare de la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare din orașul Rizina primesc Sfânta Împărtășanie chiar în incinta instituției. După ce spun în glas rugăciunea, rostesc numele de botez și primesc Sfânta Împărtășanie. Pentru a să ne curăț sufletul de păcate, să poate că să dăm examenul cu bine, să întâlnim Paștele cu bine, poate că să ne mai ajute la învățătură, să terminăm cu bine anul școlar și poate tot ce mai bine. Că să mă păzească de rele, să n-am niciun păcat. Mă ajută să fiu curată, să fiu mai credincioasă. Cred că Dumnezeu să mă ierte pentru păcatele care le-am făcut și să-mi dăie sănătate. La învățătură să fiu credincios, să asculte părinți. La sănătate, la învățătură și cred că mă voi descurca. Potrivit preotului, pentru a primi Sfânta Împărtășanie, important este nu numai abținerea de la unele alimente, ci și abținerea de la distracții și certurile cu cei din jur. Copiii, femeile gravide și cei care au probleme de sănătate pot consuma toate alimentele, decât cele de post. E perioada postului, anume este perioada de meditație, de rugăciune mai intensă, însuși cântările, rugăciunile care sunt săvârșite în Sfânta Biserică vorbesc despre faptul că trebuie să fim mai atenți la viața noastră, la faptele pe care le săvârșim și să ne îndepărtăm de cele rele și de cele bune să ne apropiem. Și în acest fel, fiind pregătiți trupește, sufletește, putem să ne apropiem și ca să primim și Sfânta Dumnezească Împărtășanie. Este important ca anume Sfânta Împărtășanie o primim spre tarea păcatelor și dar și spre întărirea sufletului și a trupului. După ce au primit Sfânta Împărtășanie, copiii au primit câte o carte de rugăciune. Postul Paștelui sau a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos este cel mai strict post. El a început la 3 martie și va dura până la 20 aprilie, atunci când biserica prăznuiește Învierea Domnului. Ina Komarovski, Veceslav Pestrui, pentru Elita TV.